Salutare, dragi urmăritori! Bine ați venit pe canalul Big BGA. Astăzi, dacă ești începător, conducător de mașină, posesor al permisului categoria B, vei afla niște informații utile. Sau, dacă urmează să fii începător sau nu ai mai condus mașini, eu îți pot da niște sfaturi utile din propria mea experiență de condus mașini. Am 18 ani, am permisul de aproximativ 6 luni de zile. În aceste 6 luni de zile am condus în condiții de noapte, în condiții de zi, în condiții de ploaie. Nu am condus în condiții de îngheț și de zăpadă sau alte fenomene, furtuni sau mai știu ce. Sfaturile pe care o să vi le dau o să vă fie de folos. O să reduceți numărul greșelilor și o să fiți atenți la anumite aspecte. O să aveți de câștigat pe câteva planuri. Este ceva frig, tocmai a plouat afară. Este duminică, am zis să fac un vlog. Am zis să fac un vlog care vroiam să-l fac. Mașina. Sfaturi pe care pot să vi le dau. Să începem. În primul rând, ca începător trebuie să îți pui, evident, centura de siguranță. Nu am mers 50 de metri pe drum public fără să-mi pun centura. Un aspect foarte important, pe mine unul nu mă incomodează. Dacă te vezi cu ea de la început pe parcurs, o să-ți dai seama că face parte din mașină, face parte din tine integral. Tu practic te conectezi cu mașina. Cât vine vorba de pornitul motorului, de pornirea vehiculului, ai pornit, ai învârtit cheia în contact, o dai înainte, a pornit motorul, iei mâna de pe cheie efectiv, nu ții cheia dată înainte, fiindcă riști să strici alternatorul, să ai probleme. 2. Aici, tot la pornirea mașinii, după ce ai pornit-o, vrei să o oprești din greșeală. O singură dată mi s-a întâmplat și nu a ieșit prea bine. Ce s-a întâmplat? În loc să opresc, să dau în stânga, înapoi, cheia, am dat-o înainte. S-a auzit un sunet ciudat, foarte ciudat. Parcă fărca fier pe fier. Nu e normal să nu faceți așa ceva. Opriți înapoi. Irreversibil. Alt sfat interesant. O să vă dau exemple, două, trei situații care mi s-au întâmplat mie și sunteți pasibili de aceste lucruri. Eu vin din mediul rural, un mediu în care, din România și în mediul urban, o să vă întâlniți cu astfel de cazuri. Este vorba de nesimțirea și nejudecarea. Vă veți comporta cu o judecată greșită a celorlalți participanți la trafic. O să întâlniți persoane care nu respectă regulile de circulație. Trebuie să fiți foarte atenți la ele. Atât ca începător, cât și ca profesionist. Dar abilitatea asta de a anticipa mișcarea celorlalți, ți-o dobânești în timp.
și diferă de la persoană la persoană. Nu trebuie să fiți încordați la volan, trebuie să fiți cât mai relaxați. Dacă sunteți obosit, mai bine nu vă urcați. În niciun caz nu vă urcați la volan, fiind beat. Nu, dacă aveți o problemă de sănătate care vă încurcă în condusul, în operarea unui autovehicul, nu vă urcați la volan. Mi s-a întâmplat să merg pur și simplu drept, pe un drum drept, se făcea undeva, în fața mea era un tractor UTB dintre la vechi românesc, dintre la roșu, care avea legat de el o remorcă mai mare, de după care nu se vedea tractorul efectiv. În fața tractorului, la 50 de metri, perpendicular cu șoseaua, se afla o uliță, un drum la stânga. Practic, tractorul ăsta mergea cu aproximativ 30 de kilometri la oră. A încetinit foarte puțin, iar eu am intrat pur și simplu în depășirea lui, fiindcă am vrut să-l depășesc. Iar mai târziu, după ce am ajuns cu botul în spatele lui, paralel, evident, pe banda cealaltă, am văzut că el semnalizase la stânga pe acea uliță. De menționat este faptul că el nu avea pe spate semnalizările funcționale și nu avea vreun indicator care să menționeze faptul că el nu avea semnalizări. În cazul în care eu eram obligat să fiu atent la orice mișcare a lui, când venea vorba de vreo depășire, în cazul în care el voia să facă vreo mișcare la stânga sau la dreapta, eu să fiu la curent cu tot ce se întâmplă. Deci, implicit, măream atenția mult mai mult. De vină el a fost, dar să fiți foarte atenți. Ce aveți de făcut este să vă uitați la drum și îl depășiți numai în momentul în care drumul este efectiv liber. Nu aveți nicio uliță la stânga, nici un drum la stânga, nici un alt obstacol. În momentul acela puteți să-l depășiți. Nu s-a întâmplat niciun accident, l-am depășit în limita vitezii comunale și totul a fost bine până la urmă. El m-a lăsat efectiv să-l depășesc. Mai apoi a intrat pe drumul spre stânga. Al doilea caz mi s-a întâmplat la coborârea unei penzi aproape de cam între jumate și final. Tot așa, drumul drept. În fața mea era un manitou dintre acela, un fel de excavator mai mare, mai lat, cu un fel de cupă mare în față, pentru cereale, pentru mutarea cerealelor și descărcarea, încărcarea acestora. Acesta din urmă, în momentul în care eu l-am depășit efectiv, fiindcă mergea încet, drumul fiind liber, am dat semnal stânga, m-am angajat în depășire, el la fel. În momentul în care am ajuns în dreptul lui, câte puțin înainta, își schimba direcția de mers spre stânga, odată cu mine. Practic, a intrat în depășirea unei căruțe, unui atelaj. Eu nu am văzut acel atelaj. Acest utilaj era foarte mare. Nu am văzut efectiv nimic. L-am văzut decât pe el, iar de menționat este faptul că el nu a dat semnal stânga sau cel puțin
Mi-amintesc foarte bine aminte că el avea stopurile murdare. Deci, nu s-a făcut niciun accident, am ieșit puțin în decor, practic pe marginea carosabilului. Totul s-a terminat cu bine. De vină, în cazul acesta, el ar fi fost, fiindcă nu și-a asigurat buna mentenanță și îngrijire a elementelor de semnalizare pe mașină. Voi ce trebuie să luați din această din acest caz? Ce trebuie să luați aminte? Să vă asigurați în permanență că elementele voastre de semnalizare, geamurile, oglinzele, să fie curate. Și la carte, când înveți teoria despre condusul mașinilor, ai în carte aceste informații, aceste noutăți pentru tine. Trebuie să ai elemente curate, să poți fi vizibil pentru ceilalți participanți la trafic. Al treilea caz, zic eu, care fusese meu să vi-l spun, nu mi-l mai aduc aminte. În fine, trecem mai departe, poate mi-l aduc și vi-l spun. Sfaturi tehnice. Numărul 3. Deci, schimbarea vitezelor. Un lucru de menționat este faptul că nu trebuie să țineți mâna pe schimbătorul de viteze, pe acea nucă. Nu trebuie să țineți mâna. Vă va cauza probleme în timp cutiei de viteze și mașinii implicit. Nu trebuie să bruscați comenzile autovehiculului. Fiindcă riscați să ieșiți în decor, riscați să avariați mașina, componentele ei de direcție, să scurtați implicit viața acesteia. Atenție mare în curbe, unde vedeți pietriș, unde aveți sol cu țărână, unde aveți ulițe neasfaltate. Să nu creșteți excesiv turația mașinii, fiindcă riscați să produceți un accident neplăcut. Lăsați încet mașina. Revenim la schimbarea vitezelor. Când ești în mers, să spunem că ești pe un drum drept și urmează o vale sau urmează să întorci sau ești nevoit să încetinești viteza. Ești în treapta a patra, a cincea. Sau observi un obstacol în față. Sau mai știu ce diferite situații în care ești nevoit să încetinești. Nu scoți pe liber și pui piciorul pe frână. Fiindcă scoțând pe liber, toată inerția mașinii poate fi oprită numai și numai de frâne. Acestea se supra-solicită, se supra-încălzesc. Timpul de frânare este mult mai mare ca în cazul în care aveți și frână de motor, în afară de frâna de serviciu. Pur și simplu, luați piciorul de pe accelerație, rulați cu 70 de km la oră, să spunem, 80-90. Observați un obstacol, o curbă în față. Luați piciorul de pe accelerație, frâna de motor se face instant și din momentul ăla decelerați. Puteți acționa frâna de serviciu, frâna de picior din mijloc, foarte puțin sau în funcție de cât de mult îți trebuie, poți să o apeși fără niciun fel de ezitare. Mașina se va opri mult mai repede, mult mai eficient, iar în momentul în care mai 50 de metri până la 30-50 de metri până la obstacol în cauză care îți apare în cale,
scoți pe liber sau în funcție de viteza cu care te deplasezi să acționezi, să introduci într-o treaptă inferioară. Ești a cincea, mergi cu vreo 30 la oră, bagi a treia. Nu bagi niciodată a întâia. Sau nu bagi niciodată a întâia. Când se schimbă a întâia, viteza întâi, stânga înainte, la multe mașini, dacă aveți o cutie de viteze manuală, a întâia se bagă numai atunci când plecați de pe loc sau în cazul în care mergeți foarte încet, circa 5 km pe oră, atunci chiar mai puțin. Deci când plecați de pe loc sau mergeți foarte încet, în rest băgați a doua. Se mărește viteza, schimbați pe la 2000, între 2000 și 2500 pe benzină vorbind. Am făcut școala de șofer pe un diesel, murea motorul, nu vă vine să credeți. Acest gen de material nu o să-l vedeți pe YouTube, nu prea sunt mulți care să vă dea sfaturi dintre astea, mulți povestesc cum și-au luat ei permisul, dar în fine. Eu unul nu am văzut. Alte sfaturi. Vă urcați în mașină. Afară este un timp răcoros. Înăuntru este un mediu cald. Apare după ce ați pornit mașina. Observați că se aburesc geamurile pe față. Ce trebuie să faceți este să corelați pur și simplu temperatura. Eu ce făceam, deschideam geamul foarte puțin, spălam geamurile și le ștergeam acea brumă din interiorul mașinii de pe parbriz cu o cârpă uscată foarte fină. O să aveți probleme dacă mergeți cu acea brumă, vă va încurca efectiv, nu veți vedea înainte pe timp de noapte, pe timp nefavorabil vederii. Alt lucru pe care e bine să-l știți, care mie mi-a dat de furcă și am întâmpinat probleme, fiindcă nu mi s-a explicat, da. Dar un lucru de care, la care eu am întâmpinat niște probleme este momentul în care dai în marșalier, dai cu spatele, trebuie să fii oprit pe loc. Nu bagi în marșalier efectiv până nu te-ai oprit pe loc. Fiindcă o să ai neplăcerea de a auzi sunete ciudate în cutia de viteze. Riști să strici mașina. Dacă ești pe loc și auzi un cârit slab în cutia de viteze și ceva slabe trepidații la mână, este din simplu fapt că mașina nu are sincron pe marșalier. Deci multe nu au. Deci să nu vă speriați. Cât ține vorba despre benzină, este de preferat să nu aveți rezervorul sub un sfert. Adică să aveți cel puțin un sfert din rezervor plin cu carburant. Carburant de preferat 95, dacă sunteți de pe la țară sau în funcție de bani, când vă duceți prin oraș să vă alimentați cu benzină de 99 extra, foarte bună, recomand, curăță injectoarele. Dacă aveți mașina voastră, să vă luați notițe despre
când trebuie să schimbați uleiul, când trebuie să schimbați pneurile. Vă asigurați că aveți pneuri regulamentare de iarnă, de vară. Sunt și pneuri all season, dar mai bine ar fi de preferat să aveți special pentru acel tip de anotimp. Vă asigurați că aveți completat nivelul de ulei, de apă, n-aveți lipsă de antigel. Trebuie să vă duceți să-i faceți ITP-ul, să-i faceți o servisare oarecum, să o duceți la, cum să vă spun eu, să-i faceți un fel de verificare, dacă vă permiteți, dacă nu, vă informați și vă scrieți, vă notați undeva, iar în momentul în care a depășit limita de kilometri, să nu vă stricați utilajul, vă prezentați la un mecanic sau în dependență de caz, dacă știți să reparați, mai bine. Bine ar fi să apelați la mecanic. Oglinzile. Trebuie reglate corespunzător. Nu plecați la drum fără să aveți oglinzile. După cum bine știți, este metoda SOC. Scaun, oglinzi, centură. Metodă care trebuie folosită de fiecare dată când vă aflați la volan. Semnele de începător. Le găsiți, sunt foarte ieftine. Cum se amplasează semnele? Multe persoane nu le amplasează corespunzător. Ei bine, privind din interior spre exteriorul mașinii, un indicator de atenționare trebuie aplicat pe interior dacă aveți geamuri transparente prin care se vadă corect, bine, clar, dacă nu pe exterior, dacă le aveți fumurii negre sau, mă rog, în dependență de caz. În partea dreaptă, deci cum privești din interior, în partea dreaptă, jos, se amplasează un indicator. Iar în spate, tot cum privești din poziția șoferului, se amplasează în partea din stânga sus al lunetei. Am greșit. În partea din dreapta sus, mă scuzați. Deci, cum ai privit de afară, din spate, stânga sus, iar din față, stânga jos. Aveți grijă ca pe față și pe spate să nu intre în raza de acțiune a ștergătoarelor. Să vă deteriorați elementele mașinii sau să pierdeți această bulină, mămăligă, cum se spune pe la noi, de care scapi după un an de la obținerea permisului de conducere. Alte sfaturi ar mai fi, eu cu acestea m-am confruntat, este bine ca în primele săptămâni să aveți o persoană cu dumneavoastră, cu experiență, care să vă mai arate, care să vă mai spune, să vă mai spună, să vă mai dea niște sfaturi utile în ale condusului. Cât ține de viteză, respectați limitele de viteză, atenție mare la semnele de circulație, la marcajele pietonale, la marcajele de pe drum, de despărțire a sensurilor de mers. La noi în România, cel puțin în sudul României, pe aici e prăpăd. Nu se văd clar, trebuie să fii foarte atent. Sesizați zgomote ciudate la mașină, opriți. Duceți-o la un mecanic, apelați la o persoană care știe despre mașini, care cunoaște. Nu, când vine vorba de condus, sunteți începători, nu vă lăsați influențați de către alte persoane. În ce mod, ce înseamnă acest lucru?
vă spune, intră înainte, fă parcarea aia sau intră prin partea aia. Mi s-a întâmplat să-mi spună o persoană așa ceva, am greșit. Aveam, bine, dar nici semnele din România n-au fost prea explicite. Vreau să fac undeva, să intru printr-o parte, iar unii participanți la trafic aveau cedează trecerea. Și eu n-aveam niciun semn care să-mi confere mie acceptul de intrare. Pur și simplu, pe sensul ălalt, am văzut o balastieră. Deci, a trecut, am intrat după acea balastieră, iar respectivul mi-a zis, nu intra că nu e bine, ce făcuși? Și era bine. Respectiv și ceilalți care așteptau la cedează trecerea mi-au spus să trec, deci au oprit, erau 3-4 mașini, mă rog, și am trecut. La urmă am văzut că era cedează trecerea la ei, dar la mine nu mi-a arătat nimic, efectiv. Înțelegi? Deci nu era niciun semn. În fine, asta e România. Marcaje lipsă, ruginite, strâmbe inexistente. Mai multe situații. Încă un sfat și încheiem. Ce sfat să vă mai dau? Nu vă modificați elemente ale caroseriei, ale mașinii. Este ilegal. În mare parte, informați-vă dinainte să faceți ceva, pe la evacuare, pe la, nu știu, folii pe parbriz sau alte modificări, pe la roți, pe la genți, pe la stopuri, faruri, LED-uri, riscați să rămâneți fără talon, riscați să aveți probleme, să aveți amenzi, să aveți multe neplăceri. Eu am fost pe GA, un clip informativ foarte bun, zic eu. Ne auzim pe data viitoare. Toate cele bune. Nu uitați de like, share, subscribe, să răsfoiți clipurile de pe canal. Pe data viitoare, la revedere.